Pentru că nu are bani de bilet și este frică să nu-l amendeze controlorii, un protestatar s-a gândit să protesteze de acasă. Chiar și așa continuă să respecte regulile și protestează doar până la ora 18. Stăm de vorbă chiar acum cu domnul protestatar. Bună ziua, domnule! Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Păi dumneavoastră sunteți invitatul meu. În fine, pentru ce protestați? Eu protestez în primul rând pentru că acum sunt singur acasă. După aceea protestez pentru că mi s-a spus că e dreptul meu să protestez și protestez pentru că da, la Revoluție au murit oameni pentru că noi să avem drept să protestăm. Ați participat la Revoluție? Nu am participat, că mi-a fost frică să nu mă amendeze. Cine să vă amendeze? Miliția? Nu, ăștia controlorii de la RATB. Dar pentru ce protestați? Împotriva restricțiilor, împotriva pandemiei? Pentru ce? Nu, că pe mine nu prea mă deranjează restricțiile astea, că eu oricum stau mai mult în casă. Eu nu ies pentru că mie mi-e frică să nu se strice liftul și după aceea o să fiu nevoit să urc scările ca să ajung acasă. Dar la ce etaj stați? La 1. Și cum protestați de acasă? Pe Facebook. Pe Facebook, cum apare câte un post în care este COVID-ul, intervin și eu. Și pun câte o poză cu preasfințitul Teodosie și mai jos intru și las comentarii. Și le răspund oamenilor, le scriu oamenilor. Așa protestez. Deci nu credeți în COVID? Ba da, cred. Păi altfel, dacă nu credeam, mă duceam și afară să protestez în stradă. După ora 18, da, eu stau acasă pentru că mi-e frică, eu nu vreau să mă îmbolnăvesc de COVID. Știți? Dar de ce nu protestați după ora 18 dacă tot protestați de acasă? Adică aveți tot dreptul. Păi numai până la ora 18 pot, pentru că la ora 18 vine soția acasă de la Senat și este transpirată. Și de obicei când e transpirată este supărată. Stați puțin, soția noastră este senator? Cum o cheamă? Diana Șoșoacă. Stimate intelectuale și stimați intelectuali din online, eu sunt Cosmin Covei și v-am adus știri neconfirmate. Până data viitoare, fiți deștepți! Ajută la sănătate!